dimineața, dragilor! Ora 8 după o noapte albă. Bine, am reușit să dorm puțin din tren. Vă salut în București. Sunt la Fotostory, un eveniment super pentru foto și video de la F64. Am ajuns destul de devreme, prietenii mei din București nu sunt aici, se pare că lumea întârzie și am ajuns cu o oră mai devreme și vin Craiva. Da, și din București nu... V-am spus de dimineață că sunt la București pentru conferința de la F64 și acum vorbește Laura Mușuroaia. V-am spus, de fapt nu cred că am apucat să vă spun că eu am venit la București special ca să o cunosc pe ea pentru că o ador și am cunoscut-o mai devreme și super. O să intru acum. Dar și marjă de eroare pentru ceea ce vreți să faceți. Și automat să aveți și activități care vă relaxează, pentru că eu sunt genul de om care îi place foarte mult să muncească. Eu muncesc super mult. Prietenii spun că, băi, tu muncești non-stop. Și am mai pe aici, pe lei, la față. Care de fiecare dată spune asta. Băi, nu mai munci atâta, tu muncești non-stop. YouTube. Îmi plac foarte mult tutoriale și tot ce înseamnă YouTube. Deci da, dacă poți să fii relaxat, inclusiv fixați-vă țelul. Vreau să ajung la 10.000 pe YouTube. Ok, hai să văd. Care sunt oamenii apropiați de 10.000 pe YouTube care există, îi contactez și zic să filmez și eu un clip cu ei. Dacă le face plăcere, uite, eu asta fac, vrei să facem un clip împreună? E super simplu. Puteți să faceți cross promotion, așa urcați și creșteți destul de repede. Și forget the haters. Pentru că în acest domeniu veți da de oameni care se vor lua de voi, vor la comentarii răutăcioase, vor spune că ceea ce faceți voi este nașpa, sau că ce ai iurea, sau că n-ai făcut corect, sau că nu e bine, sau că nu ești profi, și așa mai departe. Nu există așa ceva. Mie mi se pare că fiecare are experiența lui, fiecare are mesajul lui, și cine, cuine îi place, poate să nu se uite. Foarte simplu. Nu vă lăsați influențați de oamenii de genul. Eu am făcut-o la început, am și plâns de multe ori, dar de ce zici că sunt nașpa? Nu contează. Nu sunt nașpa pentru că eu fac ceva mișto și dacă mie îmi place, este mișto. Deci nu contează ce zic alții, voi vă vedeți de treaba voastră. Oamenii plac alți oameni. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că în ceea ce faci și dacă vlogger ajungi, să zicem, sau poți să ajungi un fel de vedetă. Vloggerul cumva, vloggerul este vedeta, un tip modern. Asta nu înseamnă că trebuie să uiți că ești om sau să-i faci pe ceilalți să creadă că ești de neatins. Trebuie să comunici cu oamenii, să le arăți că ai sentimente, trebuie să le arăți că și tu ai diverse trăiri, trebuie să le împărtășești experiențele tale, trebuie să vorbești cu ei, de asta v-am tot zis că este foarte important să comunicați cu publicul vostru. Trebuie să-i faci să înțeleagă că dacă vin la tine pe stradă, sau te văd pe stradă, pot veni la tine, te pot saluta, te pot lua în brațe, îți pot pune orice fel de întrebare și că nu e nicio problemă, că tu o să le răspunzi și o să te comporți ca un om normal, pentru că ești un om normal. De asta zic că oamenii plac alți oameni. Când te împorți ca un om, publicul tău, și arăți că ești om, ok, da, sunt un om care a făcut asta și a ajuns în punctul acesta, gen, mă știe multă lume, dar nu contează, tot om sunt și tot poți să vii să vorbești cu mine. De asta, nu știu dacă cine a apucat să se uite, eu mă semnez mereu pe blogul Your Internet Best Friend și peste tot scrie Your Internet Best Friend. Iar acum am ajuns în centrul vechi și aștept pe Dea. Hei, București din nou! Acasă. Da, și-a ajuns! Mergem la cofeul acum. Dacă să vedeți asta, să știți că vă ador.